Copoiul ardelenesc este un câine de vânătoare înrudit cu copoiul european, dar care în timp a dezvoltat caracteristici specifice determinate de relieful și clima din Ardeal. A fost antrenat și selecționat pentru a fi în stare să țină urma vânatului pe distanțe foarte lungi și în condiții foarte grele. Este un câine rezistent și la căldură și la ger, care într-o zi normală aleargă în jur de 100 de kilometri. Pentru a păstra și de ce nu a promova acest câine specific Transilvaniei, a luat ființă asociația Copard, prescurtare de la copoi ardelenesc. Membrii ei doresc să crească interesul publicului larg, dar și a crescătorilor față de singura rasă de câine de vânătoare care s-a format pe teritoriul României. Mai multe amănunte ne oferă Dan Teodoru, președintele asociației. Făcut demersuri și donații de căței, în speranța că vom reuși să-i convingem pe administratorii cetății Alba Carolina să aleagă copoiul ardelenesc ca mascota gărzii din cetate pentru o mai bună vizualizare și o mai bună imagine, după modelul gărzii irlandeze a reginei Regatului Unit. Deși copoiul ardelenesc nu este o rasă binecunoscută și nici celebre, există și crescători care au îndrăgit acest câine și se ocupă intensiv cu creșterea lui. Unul dintre aceștia este Ioan Velea, care crește copoi ardelenesc din 1978. E un câine atașat de stăpân, trebuie să ai și un pic de răbdare cu el. El ajunge la maturitate, să poți conta pe el ca vânător la vârsta de 3 ani. În cazul în care eforturile membrilor asociației vor fi încununate de succes, iar numărul exemplarelor certificate va crește, fondatorii ar dori să înființeze un club al crescătorilor de copoi ardelenesc.